Costescu. Noi credem că este un instrument prin care PSD vrea să adauge la datoria publică, sperând că nu o să se prindă nimeni. Și Manuel va face această demonstrație. Practic, PSD și memorandumul adoptat de guvernul Grindeanu pentru organizarea acestui fond suveran promite 60 de miliarde de lei, 42.000 de locuri de muncă, 6 miliarde de lei în plus la buget, fără să coste nimic și din care vor fi finanțate investiții publice. Parcă au descoperit particula lui Dumnezeu. Sunt niște bani gratis care vor pica din cer, în mod evident este o prostie. Și mai rău ne încurcă pentru că avem sursă de finanțare mai ieftină. Avem fondurile europene pe care nu le folosim bine, avem planul Juncker, care este o sursă de investiții mai ieftine. Problema nu este că nu avem bani. Și asta este marele paradox al acestui fond. Problema este că nu avem proiecte. Și guvernul anterior, chiar eu am început la fostul Ministerul al Fondului Europene, acel departament de asistență pentru marile companii naționale care să scrie proiecte. Și din câte aud, la reorganizare nu va mai exista acest departament. Deci statul trebuie să investească în scrierea de proiecte. Altfel vom rămâne cu banii europeni gratis nefolosiți și inventăm acest gen de instrumente pe care credem că vin bani din cer la